Cu un sechestru de peste 2 miliarde de euro pus pe bunurile și conturile SC Petrotel Lukoil S.A., compania Lukoil apelează la bunăvoința autorităților. Conducerea rafinăriei cere o întâlnire cu oficialii români în care se explice situația în care a ajuns Lukoil, aceea de a fi anchetată pentru spălare de bani. Compania petrolieră rusă nu exclude însă varianta de a se retrage din România dacă se va pune poprire pe conturile companiei. We'd be happy to talk to the Romanian government. Now, I mean, we're operating today, and we hope to continue to do that. But if they lock up our tanks and they lock up our bank accounts, you know, we don't have no choice. They force us to do that because they won't let us operate. It's basically harming the economy of Romania. It's harming the pocketbook of every employee. The claim basically was that we were hiding money because our exports of products are half of what our imports of crude is. Well, I mean, that's a crazy accusation.